Scandal cu protestatarul Marian Ceaușescu la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acesta le-a întrebat pe Ioana Băsescu și Elena Udrea despre condamnări, respectiv despre banii care urmează să fie investiți în județul Cluj. Ia uitați, acum va coborâ și doamna Ioana Băsescu. Ce faceți, doamna Ioana Băsescu? Ce facem cu condamnarea din prima instanță? Credeți că o să fiți iertată? Credeți că poate interveni tatăl dumneavoastră? Băsescu mai are putere față de justiție? Credeți că veți fi găsită nevinovată? Da, doamna Ioana Băsescu, ce faceți? Tatăl dumneavoastră credeți că o să vă ajute ca să scăpați de pușcărie? Nu veți scăpa. 5 ani ați luat cu executare. Credeți că veți fi achitată? Eu nu cred. O avem aici pe doamna Elena Udrea. Doamna Udrea, de unde aveți acești 700 de milioane de euro ca să faceți mega proiectul de la Cluj? De unde? Credeți că poate să vă apere Petrov? Credeți că Petrov mai are cumva o influență? Ați contestat primele condamnări din prima instanță. De ce? 8 ani. Păi, nu era normal să le contest. Doamne ferește. N-ați furat, nu? Rămân cu această sentință aberantă. Doamne ferește, adică... Ce speranță aveți, de cele depuse la fondul procesului? Probele, acei bani, doamna Udrea. Ia uitați-vă ce elegantă veniți în fața instanței. Din banii furați sau din banii donați? Doamna Udrea, de unde aveți 700 de milioane de euro să investiți în Cluj? Cine va ajuta? Petrov? Boc? Spuneți-mi și mie, banii ăștia, 700 de milioane, că spuneați că sunteți amărâtă, că n-aveți unde sta și poc odată, brusc, 700 de milioane. Cine vi au dat, extraterestrii? Să știm și noi, sau Petrov, sau din banii furați, când ați fost în politică?